Bine v-a regăsit, prieteni! Hai să vorbim despre un subiect despre care nu se vorbește niciodată. Spaima jurnalistului de televiziune. De unde până unde? Cum adică? Apar la televizor, ești cel mai tare, este foarte clar că lumea se uită la tine, ești un fel de certificat de autenticitate pentru realitățile care se tot zbenguie pe la televizor. Ei bine, nu. De ce mai multe cazuri, gazetarul de televiziune e prins așa într-un fel de, de chingi. Se numesc legi. Legi pe care le cunoști sau nu le cunoști, dar știi că trebuie să ai un bec aprins, nu cumva să iei o amendă. Pentru că în majoritatea cazurilor noi avem contract, cei care sunt angajați, eu nu sunt angajat la televiziune, da? ai un contract prin care, băi, dacă vine amenda, tu o plătești din salariul tău. În televiziune nu sunt salariile mici. Vorbesc acum de ea care apar la televizor. Nu vreau să fiu mărlat. Da? Dar cam asta e situația. Uh, mai trebuie să spun că tot ce zic acum vine din experiența a ceea ce am văzut și după am uh, și povestit cu oamenii care erau înfricoșați de, mă rog, înspăimântați. Da? Parcă sună mai așa, mai calin de legile astea. De exemplu. Eu fac o paranteză. Eu n-am trăit asta pentru că sunt destul de impertinent, mi se spune, și tupeist când e vorba de de apărut în live la televizor și, sincer, nici n-am chef să mă controlez foarte mult și atunci vorbesc așa cum îmi trece mie prin cap, ca și cum aș vorbi cu un om normal la un cafei. Da, da, bun. Dar am văzut o chestie. La un post de televiziune, nu o să numesc, pentru că e un post onest și omul și el este onest, analist care vorbea despre regimul criminal din Iran. În momentul în care a apărut cuvântul criminal, moderatorul, știți, va trebui să aduceți dovezi în, în cazul ăsta. Altfel pot suporta rigorile legii. Tu vorbești despre un regim criminal da, al Iranului. Nu cred că mai trebuie să aduci dovezi. Adică ce să aduc dovezi? O plasă de un leu cu cărți de istorie? Să trimit filmulețe cu fete bătute până la moarte pentru că nu și-au aranjat bine în năframa aia, așa cum cer talibanii ăia religioși, ce să aduci? Adică, practic, te-ai băgat singur într-un colț speriat fiind de uh, uh, propriile cuvinte, de cuvintele care vin și care nu sunt în spațiu public acceptat ca fiind, ca fiind, nu știu, frecventabil, Habar n-am cum să zic, criminal, regim criminal dictatură fioroasă, un ucigaș nenorocit. Uh, mie mi s-a atras atenția și nu de CNA. cna nu este o speritoare așa de mare pe cât se crede. Uh, nu, cna reglează niște chestiuni, dar fără chestiile astea de violență, dar în același timp înțelege și emoția atunci când este o emoție sinceră și fără miză. Da? De exemplu, uh, da, am spus la televizor de vreo două ori că, uite, eu aș deschide șampania, cam o șampanie de la Bruno, da, din Franța, care are o pădurie senzațională și acum dacă tot ne-am ne, -am, ne -am nemuci, nemușit, un pic, da, cum se numește, da, suntem neamuri de departe, prin tot felul de alianțe, n-aș fine, etc. Băi, o să deschid, dacă cineva îi trage, trage un glonț în cap lui Putin. Și am scris că eu nu mă duc la biserică foarte des, numai când sunt obligat, da, sunt obligat când sunt naș, că mi îmi place să fiu naș, de nuntă, dar uite, dacă îl, dacă îl omoară careva pe Putin, eu o să mă duc la biserică. Să dau o slujbă de mulțumire tuturor Dumnezeilor care au existat. Am înțeles că au fost în jur de 18.000 18 de zei. Tuturor le mulțumesc. Da? Asta deja e ceva așa între pamflet și emoție. Și în momentul în care vorbești despre Putin. Nu vorbești despre Putin ca despre un om care trecea pe stradă, s-a împiedecat și ți-o zgârea mașina. Nu cu plasa aia de unde unde ducea parizerul către casă. Nu. nu. Vorbești despre un ucigaș. Despre unul care a dat ordin să fie violate fete, să fie omorâte mame, să fie omorâți bebeluși, să fie bombardate școli, maternități, spitale. Noi vorbim deja despre un simbol. Adică nu mai trebuie să ne ascundem de cuvinte. Lumea nu pricepe asta. Lumea nu ce piață dar să știi că eu am văzut și când mă duc la emisiunile unor colegi de-ai mei care mă invită da, și mă ia gura așa mai târnăcioasă, da, cu în ea, și le mai trag una unor alți invitați, de exemplu, care intră prin telefon, mai oameni politici. Am o, am o, mare, mare satisfacție când îmi vine câte un om politic de la despre care știu că, doamne ferește, să-i atingi dulapul, că pică scheletele mai multe din, decât alea din război de 30 de ani. Și văd pe colegi care se activează instantaneu. Da, spune că e o metaforă. Nu se spun că e o metaforă dacă am spus, domnule, ai spus o mare porcărie și eu am impresia că joși porcește și nu te bănuiesc de inteligentă, cred că ești prost. Nu mă spune că e metaforă. Ok, spune că e. La, ok, metaforic spun că e prost. Bun. De ce, de ce e important de vorbit aici? Despre asta. Pentru că la televizor e altceva. Știi, la radio lumea te mai iartă, nu te vede. Îți aude doar vocea și cam atât. Pe online nu mai discutăm. Pe online aproape că poți să faci orice. Dacă nu te reclamă nimeni, n-ai nicio treabă. Și și dacă te reclamă, poți să aduce argumente, dacă ești un gazetar cât de cât normal și știi foarte bine să joci în așa fel cuvintele, încât să nu fie cumva jignitoare față de rasă, religie, etc., 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 dar să amendez extremele care vin dintr-o rasă, dintr-o religie, dintr -o... etc., 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 etc. Bun. La televizor e altceva, se schimbă foaia. La televizor ești față față cu persoana care te enervează sau pe care o aplauzi. La televizor există proba video. De obicei, emisiunile de -te pe televizor, ați văzut și în cazul meu, da, sunt puse de cei care se ocupă de departamentele de IT, promovare, etc. și pe YouTube, și pe Facebook, și pe tot ce înseamnă uh, audiență, instrument de audiență. Însă faptul că îl vezi pe om la televizor, îl face în același timp și puternic, în același timp și vulnerabil, pentru că îi ceri mai mult. Îi ceri să spună exact ce vrei tu să spună. Tu ești telespectatorul. Știi foarte bine că ai luat-o de mână și l-ai terminat pe ăla care vorbește. Pe mine, da? ca să mă dau pe mine. Bun. Sau zici, bine mă, bravo, exact așa aș fi zis și eu. Se întâmplă. Însă în momentul în care vin legile, tu trebuie să le ai în cap. Tu gazetar. Mi s-a reproșat odată, dom'le, de ce nu ai băgat în pe nu știu care? Mă, sincer, nu puteam să-l bagă masa, deși aș fi cu chef dacă legea mi-ar fi spus să-l bagă masa. Este vorba despre un senator am intrat imediat după el, el nu vrea niciodată să intre cu mine, care s-a internat la spitalul de. de, de la un hospiciu ca să scape de pedeapsa cu executarea. Știi? El făcuse tot felul de, de manevre de asta financiare, evaziune, etc. Și acum, la antene mai ales, da? dar au fost o și la noi, de atunci nu mai intră, la prima news. Acum vine să spună cum trebuie să fă, făcut lupta împotriva evaziunii, împotriva corupției. Trebuie făcut în economia, așa, 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 așa. Adică el care trebuia să stea în pușcărie, da? Bun. Nu poți să zici, nu poți să-l bagi în masă. Ești frustrat. Sigur, băgat în măsa câteodată aproape, cum să zic, mot a -mo. Pentru că înainte de a fi gazetar ești totuși om. Și atunci când vine cineva și îți bag un, o chestie de asta verde în față, tu știind că ăla trebuie să fie la pușcărie și totuși vine să explice despre evaziunea fiscală, băi, altă soluție nu mai ai decât să-l bagi în devizoriu. Asta îi enervează cel mai tare. Nu poți să fii dintr-o dată altfel decât un om, nu ești un bloc de granit. Înțelegi? Și atunci ai și tu emoțiile tale și dacă e vorba așa, ba pe-a mătii, ba pe-a mamei, hai să vedem care e mai tare. Bun. Sună foarte urât ce vă spun, dar sunt niște realități după avin vin legile. Tot timpul trebuie să le ai în cap. Te uiți la legile care sunt, nu știu, uite în Franța, care e un stat centralist și destul de dur la legile astea pe audiovizual. Vă dau un exemplu. Dacă mă duc în Franța să fac un material pentru o televiziune franceză, pot să iau un par de vin, că mă duc la o podgorie, da? îl miros, i văd așa și beau un pic din el și vi-l descriu. E bine, în România, așa s-au făcut legile de parcă am fi în, 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 perioada Inchiziției. Bun. Iau, mă uit și mă prefac că beau. Nu ating niciodată cu buzele, pentru că asta înseamnă să îndemn poporul să bea. Doamne ferește, poporul ăsta nu bea, ăsta bea în fiecare zi numai apă sfințită. Înțelegi? Și mâncă, pită, da? cu slănină, cu ceapă și cu anafură. Da? Deci, practic, operatorul trebuie să taie cadru, sau la montaj să taie cadru, când bei un par de vin. În încercarea de a-i spune omului. Uite, este un vin cu alome florale, un vin care se potrivește la pește sau la carne roșie, sau uite, o chestie, un gust pelinat. Mai cum? Tu trebuie să spui numai așa, din ce spune la invitat. Lumea ne ia cumva obiecte de urât sau de iubit. Pe din televiziune. Cred că mai mulți de urât. Pentru că oamenii, când sunt supărați pe lume, urăsc oamenii. Da? Sunt puțini cei care te aplaudă sau care spun, da, domnule, ai spus o chestie bună sau măcar să te ignore. Nu, sunt și ăia, să vă uitați un pic pe emisiunile mele de televiziune care sunt puse pe YouTube din partea prima news, nu ce pun eu aici, da? Și o să vedeți acolo val de înjurături. O să-l vedeți iar pe Dedu, care vine să în sfârșit acolo poate să-și dea uh, întreaga, întreaga, lui pravoslavnică uh, gândire. O să vedeți o grămadă de proruș și ai foarte bine că acolo se descarcă pentru că îți dai seama ce fake-uri mai circulă în lumea lor. Pentru că dacă ați observat, încerc da, atâta cât pot să mai rad din, din tot felul de, de, de uh, uh, proruși de pe canalul ăsta de Sabin German, unde YouTube. Dar acolo le vezi. Acolo vezi vezi toată, toată, uh, toată spurcăciunea luxuriantă a fake-urilor. Și ei te urăsc. Unul îmi scria Abia aștept să te văd la Putin TV belit, cum o să te belească rușii, etc. etc. Omul să eu sunt convins că dacă ar veni rușii în țară, ar fi împotriva lor. Eu cred încă, am naivitatea asta să cred că e o chestie de asta de moment. Însă, el știe că se poate răzbuna, cum să zic eu, fără să aibă consecințe dar se poate răzbuna cu cea mai turbată și turbată în jurătură pe care o găsit el. Care i spaima cea mare acum în România? Rușii. Cu rușii, măi, să să te belească. Da? Și atunci devii obiect de ură. Ăsta e gazetarul de televiziune. De asta, că de ce am început discuția? De cineva mi-a scris în privat, domnule, uh, nu ești așa de, nu juri așa de mult la televiziune pe cât imaginele pe ăștia și le zici cu cur și cu nu știu ce. Băieți, mă mai scap cu câte un na pur, ca să vorbesc iarăși pe limba aia, și la televizor. Dar acolo totdeauna sunt e o altă paradigmă, o altă semantică, alte legi. Da? Chiar dacă ele sunt audiovizuale, vizuale etc., și chiar și pentru YouTube. Bun. Uh, cumva m-am simțit obligat să explic asta pentru că uh, atunci când ești la televizor, lumea vrea să fie perfectă. Nu există perfecțiune, băieți. Numai morții sunt perfecți. Suntem așa sunt, cum suntem, gazetari sau negazetari, cu defectele noastre. Unii ne iubesc defectele, alții le urăsc. Dar ăștia suntem. Și am zis, ok, hai să răspund o dată și o dată la chestiunea asta, pentru că, în primul rând, îmi răspund mie. Pentru că și eu mă simt cumva, și e boseală imensă, o oră de live, ca să știți, pentru creier, înseamnă 8 ore de muncă fizică grea, da? și câteodată să ai două ore în direct, și nici nu mai știi cum ajunge acasă. Să știți că nu odată m-am rătăcit în drumul spre casă, cu mașina. Da? Care drept drumul spre casă, nu trebuie să trec prin o de cotloane. Și m-am rătăcit. E bine, asta este. După două, trei ore de direct, nu mai știi unde ești, de ce ești, pentru că ai trecut în cealaltă realitate, realitatea pe care ai comentat-o și pe, în, pe, care încă o comentezi din adrenalina a de direct, de mâță, așa în fiorată, gata să bate pe toți tigrii planetei, da? deși tu ești o mâță. Okay? Aia merge înainte. Despre asta am vrut să vă vorbesc. Despre felul în care ne simțim noi în televizor. O zi minor.